neutralitatea diplomaților. Uitați-vă aici, doamna ambasador Simona Miculescu a fost consilier prezidențial al președintelui Ion Iliescu. Din câte îmi dau seama, dumneavoastră aveți o preferință electorală și politică de stânga și sunteți un partizan al PSD-ului în varianta în care se află și el astăzi în combinație. Domnul ministru, am fost cel mai dur critic al regimului Iliescu. Dar faptul că aici doi foști consilieri prezidențiali la doi președinți diferiți ai României servesc diplomația românească cu aceeași neutralitate, e de natură să vă tempereze un pic suspiciunea de partizanat politic. În al doilea rând, cu aceste alegeri, în primul rând, s-a făcut un efort foarte mare tocmai pentru că un număr cât mai important de cetățeni români din străinătate se poate vota. Pe de altă parte, ce lansați dumneavoastră aici este inexact și aș putea spune calomnios. Pentru că, stați să vă explic dacă mă lăsați să vă dar nu lansez eu. De pildă, la Paris, unde văd că reluați această afirmație calomnioasă, au avut, comisia de votare a fost compusă din reprezentanței tuturor partidelor politice, inclusiv doi din partea Partidului Social Democrat, care au monitorizat întregul proces pe toată durata zilei până la numărătoarea făcută de două ori, conform procedurilor legale, după deschiderea urnelor și mai departe. Am avut și observatori din partea societății civile, câteva organizații non-guvernamentale care și-au trimis observatori. Prin urmare, în momentul în care opoziția, neavând alte argumente, a lansat această acuzație calomnioasă la adresa mea, eu am vorbit cu o casă de avocați și o să-l dau, de exemplu, în judecată pe unul dintre politicienii care a făcut asta și sub forma a două scrisori deschise, repetând acuzația pe care o proferați și dumneavoastră, nu mă rămâne decât să mă adresez justiției propriei mele țări pentru a, pe de-o parte, a-l pune în situația de a demonstra acuzația pe care o lansează, pe de altă parte, pentru a demonstra eu însumi corectitudine. Deci, poate că aveți o a treia întrebare.